Dar venirea noastră să nu fie în zadar. Spune apostolul Pavel, la ce mi-ar folosi să cunosc și să vorbesc? Dar un creștin autentic, care cugete zi și noapte la legea lui Dumnezeu, el este ca un pom sădit lângă un izvor, împodobească-l gloria pe Domnul nostru Iisus. Iubită biserică, trecem prin necazuri, prin greutăți, prin suferințe. Că înaintea noastră a fost El. Și în Isaia 53, aruncați asupra povara ta, necazul tău, suferința ta. Dar trebuie să ne dăm și noi, Tată, silințele ca să ajungem cu orice chip la desăvârșirea căpetenilor noastre. Aleluia. A citit fratele nostru Iulian, Domnul să-l binecuvinteze, Psalmul 45. Cuvântul plin de farmec îi clocotesc în inima. Cântarea mea, lauda mea pentru cine e? Mai puțin, foarte puțin, vedem evenimentele care se întâmplă. Dar cel ce stă sub ocrotirea lui Dumnezeu și se odihnește la umbra celor atotputernic, zice despre Domnul. Aleluia. Ce ocrotire cauți tu ca o vreme ca aceasta? Dacă ar veni peste tine 1000 în dreapta, 10000 în stânga, dar de tine nu se va apropia. De ce? Fiindcă iubește, iubești cuvântul lui Dumnezeu. Și în gura ta este cuvântul plin de forme. Fraților, e vremea să ne pocăim. Afișează-te, rog frumos, Isaia 1:16. Spălați-vă și curățiți-vă! Luați dinaintea ochilor mei faptele rele. Încetați să mai faceți. Fraților, surorilor, e vremea să strângem rândurile. E vremea să ne pocăim. Te rog frumos, afișează Efeseni capitolul 5 cu versetul 1. Urmăriți dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Fraților, nu e cuvintele mele, e cuvintele lui Dumnezeu. Amin.
Eu nu vorbesc decât cuvintele lui Dumnezeu. Aleluia. Și eu am 14 cu 6. El este care, viața și adevărul. Că multe căi plac omului că sunt bune. Aleluia lui Iisus. Trăiască Dumnezeu. Dar o cale este care duce în împărăția lui Dumnezeu. Și acolo nu se intră cu bagaj. Trăiască Iisus, mărire lui. Nu se intră cu greutăți. Nu se intră cu banii tăi, cu averia ta. Și în Filipeni capitolul 3 cu versetul 7, toate lucrurile le-a socotit ca un gunoi apostolul Pavel. Ce vrei să duci tu în împărăția lui Dumnezeu? Că acolo e străzile de aur. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii și suntem. Lumea nu știe de afară ca ei să coboară Îngerul Domnului și tulbură apa și cel din tine care se aruncă sănătos și primește vindecare, mărit să fie Domnul. Dar încrede-te în Domnul Iisus. Spune adevărul fratelui tău din inimă. Spune adevărul sorii tale din inimă. Nu că te întâlnești la o cafea și acolo că potrivnicul diavolului ca o vreme ca aceasta de târcoare se închită aleșii lui Dumnezeu. Fraților, surorilor, mă doare inima de voi. Cu mâna pe Evanghelie. Eu vreau ca toți, comunitatea noastră care suntem aici în Berlin, să ajungem să moștenim cer. Amin. Dar să ajungi la cer acolo, trebuie luptă. Luptă de lupta cea bună a credinței și apucă viața la care ai fost chemat. Aleluia. Și viața veșnică este aceasta. Ioan 17 cu 3. Să te cunoască singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos care l-a trimis în noi. Fraților, surorilor, e timpul să ne trezim. Amin. E timpul de pocăință reală. O credință neprefăcătorie. Și credința aceasta care o găsim la Evrei, capitolul 11, versetul 1. Prin credință înaintașii noștri, Avram, prin credință a căpătat trecerea înaintea lui Dumnezeu. Prin credință, și aceasta nu vine de la, e darul lui Dumnezeu. Credința aceasta este o credere neclintită în lucrurile nedejduite, o puternică încredințare. Încredințează soarta în mâna lui Dumnezeu și El va lucra. Și Iosua spunea un lucru, cât despre mine și casa mea, păzește-și piciorul când intri în casa lui Dumnezeu, mai bine să asculți decât să faci alte lucruri.
Și în Matei capitolul 5 cu versetul 25. O să-l afișez puțin. Caută-te de împacă cu perișul tău. Câte vreme ești pe drum cu el, ca nu cumva peleșul să te dea pe mâna temnicerul pe mâna judecătorului și de acolo să nu mai scapi. Încredințează soarta în mâna Domnului și îl va lucra. Fii un creștin autentic. Amin, Doamne. Fii un pocăit autentic. Știi ce înseamnă autentic? Original, frate. Nu copii. Nu copii, fraților. Și în Isaia 58, iată postul plăcut mie. O să-l afișez? Iată postul plăcut mie. Desleagă lanțurile răutății. N-am nimic cu el. Din buze. Dar inima l-ai făcut prins de război. Și nu-i mai dai drumul niciodată. Ai milă de... Și când vrei să te apropii de cina lui Dumnezeu, lasă darul la altar și du-te împacă-te cu cărășul tău. Câte vreme ești pe drum. N-am nimic, dar l-ai făcut prins de război. Și se mai aude zvonuri cu vecinul, cu vecina, să mai aude zvonuri. Eu îl țin legat, îl faci prins de război și nu te apropii nici tu și nici el. Și l-ai făcut acolo, în inima ta, l-ai înfășurat cu lanțurile și nu mai e cineva să mai scapă. Of, Doamne! Nu vedem evenimentele. A murit sora Olimpia. Am plâns foarte mult. Când s-a dus una ta la cavoul tatălui său, Cornel, și a început să plâng. Nu-ți ardă inima, că Isaia 57 s-a dus oamenii vorbiți de bine. Vrei să ai un nume? Fii un creștin care zi și noapte cugeți la legea lui Dumnezeu. Auzi, creștin autentic, te rog, afișează-mi și mie Psalmul 1. Ți acordă fericirea, fratele meu și soră. Ți acordă fericirea. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bajocoritori, ci găsește plăcerea legea lui Dumnezeu. Zi și noapte cugete la legea lui Dumnezeu. Ce lege cauți tu? Ce lege cauți tu ca o vreme ca aceasta? El este ca un pom sădit lângă un izvor. Izvorul apelor lui. Știi ce a zis? Ioan capitolul 4 cu versetul 22-23. Acolo Domnul Iisus, când s-a aflat în Samaria, a mai zăbovit acolo 4 zile.
Și Marta a zis, dacă ai fi aici, fratele meu, n-ar fi murit. Miroase greu, de 4 zile este mort. Și unde? A zis Domnul nostru Iisus, unde l-ați mormântat? Unde e mormântul lui acolo? Și s-a dus toți acolo la mormânt. La mormânt acolo spunea, dați piatra la o parte. Care spune și nouă astăzi, dați piatra la comie. Dați piatra răutății, dați piatra clevetirii. Dacă vorbim, să ne ajute Domnul Iisus. Un cuvânt a rostit. Un cuvânt a rostit. Ai milă de El, Iisus. Lazăra, ieși afară. Mai era morții acum? Vă întreb. Dar de ce l-a chemat numai pe Lazăr? Să ne ajute Domnul Iisus. Să ne ajute Domnul Iisus Hristos. Să fim, să punem în practică. Dacă neprihănirea noastră, faptele noastre, credința noastră, nu trece a cărturarilor și farisei cu niciun chip. Să ne ajute Domnul Iisus să vedem împărăția lui Dumnezeu. Și Matei capitolul 6 cu versetul 33. Mai întâi căutați împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea. Vreau să închei. Mai întâi căutați împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea. Ești un om neprihănit. Ești un om care stai la postul de veche. Eremio, ce-ai văzut? Văd un pregător. Bine ai văzut. Eu veghez. Și Psalmul 139, cuvântul lui Dumnezeu spune, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunosc. O ființă atât de minunată ești mai presus. Știi când stau jos și când mă cur. Unde vrei să te ascunzi tu de fața lui Dumnezeu? Că înaintea lui Dumnezeu este totul descoperit și gol. Dacă voi lua aripile zorilor și mă sui în cer, iată mâna ta. Amin, dură-te de El, Mesia, și dacă voi lua în locuința morților, iată mâna ta acolo, unde vrei să te ascunzi? Departe de fața lui Dumnezeu. Iona! Aleluia! Du-te în Tars și propovăduiește Evanghelia acolo. Timp de 40 de zile, dacă poporul nu se întoarce, voi nimici cetatea. Iona era încătoțânat, prorocul Iona. Iona a fugit departe de fața lui Dumnezeu. Bine, Iona, fă ce vrei tu, da. Dai socotea! Eu am multe metode, Iona. Cerul și pământul stă la dispoziția lui Dumnezeu. Aleluia! 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 Moartea și locuința morții stă în poziție de drept.
înaintea lui Dumnezeu. Iona s-a dus și a plătit și a luat și s-a dus în Tars. S-a dus în Tars și pe corabie s-a stârnit o furtună puternică care în corabia vieții tale. Aici suntem străini și călători pe acest pământ. Cetățenia noastră nu este de aici. Ne așteptăm un pământ nou și un cer nou care va locui în neprihănirea. Să ne ajute Domnul Iisus. Și s-a vorbit ei între ei acolo, corabierii. Mă, de atâția ani de zile noi facem naveta aceasta și nu s-a întâmplat nimic. El dormea la căpătul cârmei. Iona, bine mersi. Mă, trebuie să-l trezim pe ăla. Ce se întâmplă cu el? Că poate din cauza lui, din primit, s-a stârnit furtuna aceasta puternică. Să vedem. Când l-a trezit și a recunoscut vina păcatului care a fugit departe de fața lui Dumnezeu. Din cerudenie sunt evreu. A spus adevărul. Sunt evreu și am fugit departe de fața lui Dumnezeu. Știți ceva? Luați-mă de mâini și de picioare și aruncați-mă în marea și marea se va liniști. Măriți să fie Domnul! Și a recunoscut vina păcatului. Și s-a dus, Iona. Și acolo, închidul peștelui, a coordonat guvernatorul cerului, care ochii lui este ca para focului. Și a coordonat chitul lui și a înghițit și l-a dus la talasul. Iona. Aleluia! Aleluia! Măriți să fie Domnul! Vreau să închei. Vă rog frumos! Vă rog frumos! Și s-a dus o zi jumate, două zile și l-a luat oboseala și l-a luat. Și a crescut. Domnul Iisus i-a dat un curcubete. Și s-a odihnit puțin de atâta căldură acolo. Și știi ce a zis? Tot Domnul Iisus a venit un verme și l-a uscat. Și s-a trezit. Când s-a trezit, Iona, îți pare rău de curcubietul acesta? Da, Doamne, dar eu 120.000 de oameni care nu-ți deosebea stânga de dreapta și dreapta de stânga. Noi nu suntem fraților, surorilor, noi nu suntem ca Iona. Noi ascultăm cuvintul lui Dumnezeu. Vreau să închei cu versetul acesta. Din Sfintele Scripturi. Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 10. Vindic, ai păzit cuvintul răbdării mele. Și eu te voi păzi de ceasul încercării care are să vine peste întreaga lume, ca să încerce pe toți locuitorii pământului.
Și în Maria, capitolul 3, cu versetul 16, adesea ori a vorbit unul către altul și Domnul a luat aminte și s-a făcut o carte de aducere aminte și știți ce se întâmplă? Acolo. Acolo, în Valea Iosafat. Acolo se va face judecata mari și mici, bogați, săraci. De orice limbă, de orice naționalitate, de orice spiță de neam, acolo voi strânge poporul meu și voi judeca cu el. Domnul să ne ajută, fraților. Și dacă am întristat pe cineva, vă rog să mă iertați. Că nu e cuvintele mele. E cuvintele lui Dumnezeu. Că așa s-a citit. Așa s-a citit Psalmul 45. Cuvintele pline de farmec îi clocotesc în inima. Ca pana unui scriitor. Să-mi fie limba, cântarea mea, lauda mea, este pentru împărat. Când te întâlnești cu fratele tău și sora ta, spune-i lucrurile care te îmbărbătează. Care Luca și Cleopa pe drumul deznădejdei. Și a venit între ei Domnul Iisus. Tu ești singurul străin aici și nu știi ce s-a întâmplat acum 3 zile. Noi am plecat. Că am văzut moartea lui. Am văzut răstignirea lui. Și noi am plecat pe drumul deznădejdei. Dar noi suntem pe calea vieții. Glorie Domnului! Glorie lui Iisus! Vă mulțumesc că m-ați ascultat, dar să trecem la împlinire. Împlinirea face mai mult orice. Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Și să mă ierte fratele Iulian.